Liderul pleacă cu prima șansă în meciul de la Rosnov, acolo unde își dispută Ceahlăul 2 Piatra Neamț meciurile de pe teren propriu. Cu o echipă destul de matură, dar de multe ori pragmatică, Marius Baciu merge să câștige 3 puncte importante care ar putea fi decisive în stabilirea echipei care va promova în Liga a doua. Interesant este faptul că în urmă cu un sezon, Sport Club a pierdut promovarea la Piatra Neamț, dar o poate obține în acest weekend în dauna unei formații nemțene. Noi avem câteva jucuri, avem 4 jucuri importante. Normal că e un joc extrem de important pentru noi, având în vedere să ne păstrăm poziția în clasament. Tenim echipă bună, zic eu, echipă cu copii, cu jucători talentați. Am și jucat în amical cu ei și în turul campionat, unde ne-a pus destul de probleme. Noi încercăm să pregătim foarte bine jocul, să putem să reușim să scoatem maximul din acest joc. Matematic, lupta mai e deschisă, dar etapa cu numărul 22 poate fi decisivă. O victorie a sportclubului la Ceahlăul 2 Piatra Neamț, coroborată cu un egal la Dorohoi, acolo unde se întâlnesc ocupantele locurilor 2 și 3, FCM Dorohoi, respectiv CSM Moinești, ar putea apropia și mai mult sportclubul de promovare. Chiar nu vreau să mă gândesc când se va rezolva. Eu vreau să reușim să câștigăm fiecare joc în parte și cu cât mai repede, cu atât mai bine.